zrenim do draga poznanja, proživeme, gdje vam nema stara, gdje vam prije ću razvijezo. Te vam zrenim do rodiče. Vorbim despre unghiul a doua drepte în spate. Unghiul a doua drepte în spate. În spate. Am făcut în spate. Am făcut cu portul de orechie. Continuăm cu problemele. Da. Problema 5 la pagina 127. De la 127. Pătratul ABCD și rombul ABMN sunt situate în plane diferite. În ipoteză. În ipoteză. ABCD. Pătrat. Și ABMN romb. ABMN romb. Iorica deja observ ceva, domnul profesor. Da. Că și dacă AB e latura comună și a pătratului și a rombului. Înseamnă că toate sunt congruente acolo. Toate platurile alea sunt congruente. Da, dar cred că sunt în plane diferite. Da. Adică dacă luăm pătratul jos, ăsta este în față. Rombul, da? Da. Nu neapărat perpendicular, poate să fie un pic mai oblic, da? Să vedem ce zici problema continuare. Deci, știm că ele sunt situate în plane diferite. Știind că măsura unghiului C, B, M. C, B, M. Măsura unghiului. Da, măsura unghiului C, B, M. Este egală cu 110 grade. Și măsura unghiului A, N, M. Este egală cu 100 de grade. Calculați măsurile unghiurilor formate de vestele. Măsura unghiului. Formate de drepte. AC și BD. A. Măsura unghiului AC și BD. BD. Da, așa, e bine. Benita. Măsura unghiurilor formate de dreptele AD și BM. AD și BM. Ce mic? Măsura unghiurilor formate de dreptele DC și MN. D. Măsura unghiurilor formate de dreptele AC și MN. E mic. Măsura unghiurilor formate de dreptele C, M și D, N. Și F, măsura unghiurilor formate de dreptele D, C și N, A. Asta e. Să facem o figură. În spate, nu? Da. Mă gândesc că... Dacă vorbim de faptul că una e romb și alta e pătrat, să facem pătratul și pe o latură să facem rombul. Pătrat să-l facem... Cum îl facem noi de pătratul? Da, pătrat. Da, pătrat. Pătrat, un plan. Da. Deci, un plan. Uite așa facem, da. Deci facem pătratul pe... Da. Și care e natura AB? Care trebuie să fie? AB, asta e. A, B, C, D. D. Și rom. Și acum facem un combo. Deci... Îl vedem rombul ăsta. Și e un cub, nu? Deci... Dacă îl faceți rombul acum. Ies un cub. Natura 4 un cub. Aia așa. Aproape. Deci, așa... E simpatic. Nu. Cred că e prea înaltă. Trebuie să-l... Cred că nu am de
fața. Așa. Deci romul se legăm așa. Da, așa e, așa. Deci, așa ce ești. Asta este. Da. Să furăm. Exact. Și acolo nu. Nu știu ce-i bun, dar mână trebuie. Da. Asta trebuie să fie paralelă cu asta, nu? Nu? Nu așa. Uite așa. Așa, da. Mai ca făcut-o trebuie un pic mai mult, sau e de bun, așa. Uite așa. Mai clar, nu? Deci, asta și cu asta și cu asta trebuie să fie toate egale. Egal. Da. Și și doar de fața lucrurilor egale. Deci, practic, apare... Avem o mână. Mână acolo. Așa. Și mână. A, mână. Mână și mână. 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 Da. Corect. Un pătrat și un rom, așa deci. Bun. Acum măsura unghiului. G, B, M. G, B, M. Aia, toată de-a ta. G, B, B, M. M. Măsura unghiului. G, B, M. Începutul 10. Da. Suntem cu figura asta în ploaie. Nu, nu, nu. Că bă, mă, trebuie să vedem în locul... Așa, partea aveai comun, partea două plane. Fața cealaltă, da? Da, da. Așa. Dacă așa. Mă, așa, vedeți? Așa, vedeți, văd la urma al lui Vitusic, mai negru. Să te rog, în contea, așa, asta-i AV-ul. Exact. Deci... Și sunt plane diferite, AV-ul îi unește. Ai trei muntea comună, da? Exact. Dreapta de intersecție celor două plane. Deci, asta e, se închipă pe pătratul. Și aici este romul, aici făcut. Și romul, închipuiți-vă că ăla este, da? Romul. Și atunci când a zis unghiul A, C, B, M, cum apare aici, nu? C, B, M, C, B, M. B, M. Nu, e asta. Dintre cele două plane. Așa, așa. Iar nu între plane, că a trebuit perpetuarea pe epilească a comunului, ca să fie unghiul dietru. A, unghiul dietru. Da. Deci este unghiul feței acestea, la triunghiul acela care s-a format acolo, în spațiu. Dacă am venit pe G cu mână? Deci ca și cum am venit pe G cu mână și unghiul A pe mână. Da. Da. A pe mână. E 110. 110. Deci ăsta este 110. Da, da. Și măsura unghiului A, N, M. Și atunci A, N, M. 100. A, N, M. 100. 100. Ar fi fost mai nimerit așa după figura care a făcut-o noi. Ai uitat să mă uit în urmă în carte, să nu mă uit în carte, să nu mă uit în carte. A, N, M, și A, B, C, D, A, B, C, D, și A, B, M, N. Am votat bine? A, B, M, N. Da, să poate fi rău. Să poate fi rău așa. Da. Doar dă de 100 de grade, nu-i nimic. 100 de grade, așa vreți. Am înțeles. Doar putem să dăm putem de sfârșit și rău așa. Dar și putem pensa un romb așa. Corect. Adică ăsta stând invers. Și... Așa, da? Deci e bine. Puteți să iertă un lucru de mare importanță. Bun. Păi ce știm? Știm că avem un pătrat, un romb și două unghiuri. Da. Și că pătratul și romul sunt în plane diferite. Exact. Așa. Primul. Și am fost ca acum măsura dintre dreapta AC cu BD. Hai, era cu subisi. AC cu BD. A. Ce? Am făcut 10. De groane. AC cu BD.
Pentru că sunt diagonale în pătrat. A, ce? BD, asta două, da? Da. Sunt diagonale în pătrat și perpendiculare și formă de sigur. Da, cum ordinat. La BD, măsura la BD, mic 110. AD cu B, M. 110. AD cu B, M. 110, că doar e paralel cu CB, deci... AD cu B, M. Cu B, M, da? Da. Și măsura unghiului C, B, M, de 110 grade. AD cu B, M, da. Cât este? 110. Păi de AD cu B, M, nu suntem în rom? AB. Ba, AD e paralel cu CB. Deci AB cu B, M, este, da? AD. A? AD, domnul profesor. Așa, așa, eu sunt. AD cu B. Și cu B. M. AD e paralel cu CB, deci acolo e 110. Așa, așa este, da? Deci AD cu B, M. E de parcă aș spune CB cu B, M. Da, da. Deci, să scriu și noi pentru asta. Cum AD paralelă cu CB iar măsura unghiului e CBM, măsura unghiului CBM 110. Că măsura lui DA cu BM, măsura lui DA cu BM egal cu 110 grade. Asta la punctul B, am văzut. La punctul B, da. Deci, Miruna plasează punctul 1 acela în punctul B. Paralela prin M, vă amintiți cum ziceam la AD, la AD și adică CB. Și în felul ăsta are pus în evidență că e vorba de unghiul CB. M 210 grade. Bun, acum la ce? Măsura dreptelor DC și M. 0. 0. DC și M. Și mână 0. DC și mână 0. Mână, da, de ce? Pentru că putem să spunem că în loc de decât zicem apu paralel cu mână și fac parte din acel plan două drepte paralele și 0. Corect. Deci măsură pentru ce? Deci de ce e paralelă cu AB? AB e paralelă cu MN, nu AD? Da. Acolo asta din ce rezolvă? Rezolvă de ce e paralelă cu MN și 0. Faptul rezolvă că măsura unghiului apare dreptului de ce și MN egal cu 0 grade. D. D. Ăla a fost ce? Acolo. Asta e ce, da. Măsura unghiurilor cu formate de dreptele AC și MN. 45. AC și MN. 45. MN e paralel cu AB și avem unghiul cu AB acolo. AC cu MN. AC cu MN. A, MN cu AB. MN cu AB. Mână este paralelă cu AD și ne-am pus în pătrat. Și în mâna am mutat cu mâna aici. Da. Deci zicem, pentru punctul D, da. AB e paralelă cu mâna. Iar unghiul CAB, măsura lui CAB, egal cu 45 de grade. Rezultă atunci că unghiul format de CA cu MN, măsura lui CA cu MN, egal cu 45 de grade. E mic. Măsura unghiurilor formate de dreptele CM și DN. 0. Când 0, cât paralele. CM și DM. Paralele. Da, și cu asta, da? Da, paralele. Sunt sigur. Că sunt planul D, CM.
De că mână, corect. Și ăla e paralelogram? Adică tu ai spus că NM e paralel cu AB, AB e paralel cu DC, și NM e paralel cu DC și congruente. Da, e paralelogram. Deci figura e paralelogram și unghiul format din latura opusă e zero. Hai să vedem asta. Scriem asta. Deci, de ce paralel cu AB? MN paralel cu AB. Acolo, pe rezultă de ce? Este paralel cu M. Paralel cu M. Și de ce? Și congruent, da? Da. Congruent cu M. M. Dar când spunem congruent, adică... Hai să zicem egal. E egal, ca să fac un răspar. Deci, acolo de rezultă ca figura D, C, M, N, C, M, N, paralelogram. Rezultă din asta că DC paralelă cu mână și atunci rezultă că unghiul dintre cele măsura unghiului dintre DC și mână îi dau cu 0 grade. Deci măsura de DC și mână îi dau cu 0 grade. Și mai răspire. Măsura unghiilor formate de dreptele DC și NA, DC și NA. Eu zic din 90. De ce? DC și NA. Pentru că DC e paralel cu AB, deci avem unul de la BAN. Și unghiul de la BAN cât este? E 360 minus 200. Și împărțea 2. Împărțea 2, da. De asta e 90. Da, că la 100, domnule. Așa, 90. Pe 100 și 90? 190. 190 plus 190, 300... 80. 80. E 80. 260 din 200, 260. Nu, mai sunt 80. 80. 80. Poate cum e Mirona. Nu știu. Dar sub, știi bine că suntem în paralele, 60 cu lucrurile alăturate, sub 100 sunt suplentare. Da. 100 și cu 80 fac 180. Da, 80 și cu 80. Da. Deci 80 de grade. Deci, cum spunem? DC paralelă cu AB. Da. DC paralelă cu AB. Iar măsura unghiului NAB. Nu, măsura lui ANM. ANM 100 de grade. NM. 100 de grade. Și din mătesc. ANM, da. NM egal 100 de grade. Rezultat atunci că măsura lui NAP. Corect. Măsura lui NAB egal cu 80 de grade. Și din paralelismul acela corect. Este asigurat. În măsura unghiurilor formate de dreptele DC și unghiului. Unghiului. Aici scrie unghiurilor, domn profesor. Ele unghiuri au fost. Da, toate au fost unghiuri, dar unghiului format de dreptele DC și ENA. Și ENA. 80. 80. Da. Interesantă problemă, ușurică. La temâna voastră, da. Joc, joc acolo cu paralelogram și cu pătrat. Exact. Da. Și dacă nu-i pătrașul rom, când ești prieten, se face cu pătrașul rom. Da. Nu? Nu trebuie. Dacă... Dacă zici pătrașul rom, noi pătrașul rom facem. Nu facem bub sau în spate. Câte vreme aici am putut să... Să facem așa. Da. Așa lăsăm. N-am fost de voi să vedem în scolaritate prisma. Da. Sau piramide, mica. Ce au dimensiuni așa. S-a lipit foarte bine, că romul arată într-o altă formă. Dacă am fost pătrat și pătrat, pe al doilea pătrat, trebuia să-l fac sub forma asta. Deci dacă ar fost două pătrate, să zici, ar fost o dreptunghi în plan pus așa. Da. Și nu-mi crea imaginea în spațiu. Cerându-mi mie să... Deci am un pătrat și un pătrat, ca un fel de cub, acolo, în fața cubului, așa. Da, de aceea trebuia să fac pe al doilea pătrat, să-l fac sub formă de pentagram. Sau romb. Mai bine romb. Adică trebuia să te fac de semn așa. Da. Fața aceea. Nu puteam, trebuie să fie un plan. Da. Ca să fie în plan diferite.
Deci unul putea desena un plan și altul sub formă de rom ca să creeze imaginea de imaginea unui alt plan. Da. Să vedem... Avem o problemă 6, de la pagina 127. În ipoteză avem piramida patrulatelor regulată V, A, B, C, D. V, A, B, C, D. Patrulatelor, da? Piramida patrulatelor regulată. Regulată. Adică îmi spune mie că e vorba de faptul că... Baza este pătrat. Pătrat, așa. Are AB egal 8 cm. AB egal 8 cm. Și VA egal cu 4 radical din 2 cm. 4 radical din 2. Determinați. Măsura unghiului format de dreptele. Măsura unghiului format de dreptele. VA și VB. VA. De, de. Asta la A mic. La P mic. Măsura unghiului format de dreptele. Cum ați fi AP egal cu 8 cm și BA tot de 4 radical? Nu BA. Și VA. 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 Așa, da. VA egal cu 4 radical din 2. Perfect. Măsura unghiului format de dreptele. VA și BC. Și... BC, da. BC, da. Și la C. Măsura unghiului format de dreptele V, D și AB. Mai încă o dată. VA cu VB prima dată. VA cu VB, după aceea VA cu BC. Cu BC. Cu BC. Cu B sau cu B? Cu B, cu B. Am fost da. Și după aceea V, D cu A, B. Corect. Corect. Și cu neapărat. Da, care vreau să spun. Adică Roma aproape, să spune pe treabă, că jos trebuie să fie... Pătrat. Pătrat. Și apoi și vreau să spun. Da. Așa face. Ieri am discutat teorema asta, ca să află lucruri.
Corect? Nu. Asta e teorema reciprocă, teorema lui Pitagora. Nu, e Pitagora. Așa, că numai asta s-a pierdut orice nu. Așa, Pitagora generalizat. Știți, sfaturile aflăm mult. Deci, ăla la pătrat. Asta au pus la pătrat. E dar suma pătratelor ăla la pătrat. Minus. Vorbăs și ce-i trebuie. Da. De ce? Deci, teorema lui Pitagora generalizat. Da, mă, în triunghiul VA, nu-i? Conform teoretic, da, vă, generalizat. Ce latură vă? Păi, de AV, trebuie să o iei, pentru că ce latură vă informează în vorba de interzitat. Sigur, AV, nu AV, pătrat. Este o neapărat. Da, AV. AV pătrat egal cu VA pătrat. Deci VB la VB la VB. Minus. Minus de 2 ori VA. Ori de VB. Ori cos de VB. De VB. Nu de VB. Eu nu am mai încă la VB. 4 de 8, 8, 64. Egal cu 4, 4, 16, 16. 3, 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 4 radical din 2, 4 radical din 2 care dă... 6 pe 2. Adică 6 pe 2, 32. 32. Deci de 2 ori, 32, da? Da. Dar e bine, ceva de bine, nu? E bine. Dar e VA plus 4. E 2 ori 32 plus. Minus. Ce nu e? Păi... Da, 32. Ia să vedem. 4, 4, 16 pe 32. Și de 2 ori, nu? Da. Păi da. Până la de 2 ori. Și acum 64 minus 64 egal 0, ce înseamnă? Nu se mai aude. Da? Nu se mai aude. Ce mă? Ia mă, uitați-vă o dată. Păi AB e 8. AB e 8 și BA e doar un radical din 2. De-aia i-am zis deja. Bine, fac. Da, mai atent. Nu, ultima nu e regulă. Păi ori n-am făcut. Ei, n-am făcut corect. Păi am venit 8, adică și VA. VA e 4 radical din 2. Și păi da, și 4, 4, 16, dacă nu am mai VA, trebuie pe 4, 4, 16, 16 ori 4. 64. 64. Eu am făcut divizii, nu mai trebuie văd bine datele astea. Divizii la 8 și 4 radical din 2. Aduți oare o frumoși. Nu am apare o frumoși. Mai bași. Mai frumoși? Da. Ce vrei să-ți fac? E bine fac. Da. Păi nu știu fac. Când ne iese 8 ori, când nu... Cu aceeași oară. Și când vei putea de la ce ne vezi. Vine toată zilele o urmăr cu Adi. Nu, 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 nu. Deci nu mă las. E despărțit pe Andrei. Aleluia! Vrea să-mi ia locul de asta. Verona. Să nu mai stai, dacă eu am stăt cu Teodor, ia să-mi ia loc și te interesezi așa. Măi, fată, tu ai ce să stai cu Teodor la urmă? Da, e să vedem de ce nu... Eu am dat așa, VA ori VB, 16 ori 4, am dat 16 pe 4, 64 și am mai mulțit încă o dată cu 2. Și nu are rost problema asta? Cu dimensiune de aici? Păi nu. Nu, stai o secundă, Adi. Hai să mai vedem o dată. Deci, asta la pătrat, aici, aici, 4, egal cu. Asta la pătrat, asta la pătrat, în sur lor, oricum este un sunghi între ele. Dacă cumva unghiul este obtuz, atunci trebuie să vină plus aici. Da? Deci, asta s-ar putea să fie... Și apoi 0 egal cu... Deci nu, vine plus aici. Aici are sens.
Și tot nu ai niciun profesor. Și va pleca cu 3 de lei, 3 lei, așa-i spate. Așa, nu. Nu merge. Nu. Dimensiunea este dată prost. Ia să vedem. Dacă aș face aici înălțimea, ar fi aici de 4. Da. Celule 4, teorema lui Pitagora, în triunghiul AC' V, care este iasă 4 adică din 2, înălțimea ar trebui să fie tot 4, nu? Da, dacă ar fi tot, ar fi 4. Și atunci 4 adică din 2 ar fi 4, nu? Da. Asta așa, 16, așa. Și atunci, triunghiul F și dreptunghiul și isos cel, asta e două recale, 45, 45, asta ar fi 90. 90, da, corect. Adică, ar trebui să verificăm teorema lui Pitagora. Și cost de 90 de grade este 0. Și deci este povestea. Da. Și atunci vine... Așa și fac. Așa este. E bine. 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 Sinus de vert. Și 64, noi nu știm asta, da? Da. Și vine 64 egal cu 64 minus 64. Cosinus de vert. Asta se reduce și înseamnă cos de vert egal cu 0. Deci V egal cu 90 de grade. Așa scrie. Măsura angului A de vert sau... Măsura unghiului format de dreptele VA și VB, 90. Iar voi puteți spuneți, problemă Pitagora, că numele acestea 4 radicale de 4 radicale de 2 și 8, verifică Pitagora. Adică, într-adevăr, 64, ipotenuza la pătrat, e suma pătratelor catetelor. Da, este tocmai teoria Pitagora generalizată, l-am surprins ca un caz particular pe teorema lui Pitagora în unghiul de 90 de grade. Da. Deci e bine. Înseamnă că unghiul care spune... Vubâță, 90. Așa. A, cel de sus de acolo. Măsura, cum mi s-a cerut aici, egal. Măsura, 90. 90 de grade. Acum V, A, B, C, 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 și pe ce îi pare cu ADE? Da, nu cu ADE. Nu, 0. Băi, stai un pic. 0, 90. Pe A cu BC, domnul profesor. Da, am înțeles. De A cu BC. De ce într-un cu ADE? Luăm de-o parte. A. D. Pentru că BC este paralelul cu ADE. Da, BC. Și are triunghiul izoscel. Și vorbim de aluci. De unghiul V, ADE. De unghiul ăla din A. V, A, D. V, A, B, C. B, C. În loc de V, A. Am zis A, D. V, A. Rămâne V, A. B, C, V, A, cu A, D. Da. Ce? Că așa se vedea. Da. Îl știm că e pentru unghiul, acum că am aflat că e un V, A, D. Nu? Nu. Sau nu știm. Face teoria Pitagora. Stai, nu. Știm că în A, V, D, unghiul din V, apoi din 90 de grade. Exact, asta. Și dreptunghi. Și dacă e dreptunghi, pe V, A, o știm, 4 radical de 2, pe A, D, o știm. Deci avem un triunghi dreptunghi, isoscel. Da, da. Deci ar vine așa un triunghi isoscel. Și atunci V, A, D, e 4 și din grade. Colectora ai 90, de ce? Nu? E bine așa? Da. Deci, câte vreme ai stat de sus, e din 90 de grade. Ce mi-a dat 4 și 5? Începem. Redactare. Da. Trebuie să redactăm. Trebuie să fie la adică, nu? Sau ce? Adică după aumentă. După aumentă nu l-am dat. Lăsat-o în bani. Deci pentru punctul... B. Uitați-vă. Redactăm așa. Între unghiul... V, A, D. Da, mai întâi să spune așa. BC e paralelă cu V, A-D. Așa scriva. BC paralelă cu A-D. AD. Și atunci măsura unghiului dintre dreptele. Măsura unghiului dintre dreptele. D, V. V, A și B, C. V, A și B, C.
egal cu măsura unui buget, e trebuie aia. Ca să se întreagă clar că e mutat paralel, nu? Și de desubt adăugăm cum triunghiul VAD, triunghiul VAD, avem în măsura unui era o măsură celălalt a lui VDA. VDA. Și n-am luat nici nu era. Și cu asta era și pe punctul și CEU. Măsura unghiului, format de dreptele D, VD și AB. VD și AB. Luăm triunghiul AB paralel cu AB cu AD, AB cu DC, DC, am trebuit VDC. VDC. Deci, pentru punctul C, zicem AB, AB la DC. Da. Da. Și măsura VDC-ului. Și VDC egal cu VDC. Dintre VDC și AB. Da. Măsura VDC e 90. Și AB. Fiind de fapt egală, conform aceștia aici, egală cu măsura unghiului. Formată din VD și DC. VD și DC. Care e egal cu măsura unghiului VDC, când suntem, da? VDC. Și triunghiul ăsta VDC și el dreptunghii când... Isoscel. Isoscel. Și isoscel, da. Egal cu 45, da. Și știm de ce putem să măsura asta, nu vreau să măsura de V, D, V, G, D, V, G, egal cu 90 grade. Dar nu-i V, D, G? Știam. Dar mai nu, cea de V. D, V, G. V-i 90 grade, acolo. A, V, da. Păi acasă, cum ți-a reșit ții 45? Rămâna este 2, să fac 46, 45, da. Și triunghiul DVG, triunghiul DVG, isoscel. Și atunci, din astea două, pe suflet că avem încă ceva de 45, da. Ce trebuie? Și am venit la geometrie, facem algebră. Așa, obligat. Am făcut 7. Da. Închide micierul ăsta. Da, închide. Ce exerciții? Ce exerciții? Acum o prima.